Este o întrebare foarte frecventă. În cazul unei întorse de gleznă, ligamentele de susținere ale acesteia pot fi întinse și de multe ori chiar rupte. Netratată, întorsa de gleznă poate produce durere timp de aproximativ 6 săptămâni. Ce trebuie să facem în cazul unei întorse de gleznă? Va trebui să mergem cu sprijin parțial timp de aproximativ 7 zile, să ținem piciorul ridicat, să aplicăm gheață de 3-4 ori pe zi, să folosim un unguent antiinflamator și o fașă elastică. De multe ori, întorsele de gleznă recidivează. Pentru a reduce șansele de recidivă și de a evita complicațiile în timp, cum ar fi artroza, e bine să consultați medicul ortoped care vă poate ajuta cu un program de recuperare și de tratament. Mulțumesc!